Jador, vacanță exclusivistă alături de o tânără domnișoară. Cu cine a plecat artistul în Dubai? După multă muncă, o vacanță bine meritată. Acesta este cazul lui Jador care a zburat peste mări și țări și a ajuns direct pe tărâmuri arăbești, mai precis în Dubai. Ei bine, artistul s-a postat mândru pe rețelele de socializare, însă în filmulețele din mediul online, acesta și-a pus fanii pe jar, asta pentru că o tânără domnișoară și-a făcut simțită prezența prin videoclipurile cântărețului. Însă, cu toate acestea, cine este, de fapt, fata alături de care Jador petrece în Dubai? Jador a declarat în nenumărate rânduri că muncește foarte mult, fapt din cauza căruia nu prea are timp să-și ocupe timpul cu altele, însă în sfârșit, artistul și-a permis luxul de a se relaxa, așa că a plecat direct într-o vacanță exclusivistă în Dubai. Ei bine, însă, cântărețul nu a petrecut singur pe tărâmurile arabești, ci alături de o tânără domnișoară, dar și de bunul său prieten Cosmini Seilă. Jador, vacanță exclusivistă alături de o tânără domnișoară cu cine a plecat artistul în Dubai. Viața privată a lui Jador nu mai e deloc privată, asta pentru că artistul s-a afișat mândru pe rețelele de socializare, direct din Dubai, acolo unde a petrecut alături de o brunetă focoasă, dar și de bunul său prieten, Cosmini Seilă. Ei bine, după ce au ajuns în Dubai, Jador și fostul lui Carmen de la Sălciua au petrecut seara la un restaurant de lux, acolo unde s-au delectat cu preparate care mai de care mai sofisticate. De asemenea, celebrul artist nu a făcut nicio dezvăluire legată de cea de-a treia persoană care se află alături de el și de Cosmin pe tălmurile arăbești, însă într-unul dintre videoclipuri se poate observa că tânără domișoară a fost la rândul său prin peisaj. Așadar, vă spunem că domișoara alături de care Jador a petrecut în Dubai, a postat la rândul său pe Instagram filmulețe din aceeași locație în care mersese și artistul, însă cu toate acestea, cântărețul a lăsat totul sub semnul misterului. Jador a susținut în nenumărate rânduri că își dorește foarte tare să-și întemeieze o familie și să devină tătic, însă cu toate acestea, artistul este prins cu proiectele în care este implicat. Totodată, cântărețul a declarat, cu sinceritate, că va face tot posibilul să fie cel mai responsabil și cel mai bun părinte pentru copiii săi. Nu știu dacă am timp să am un copil în perioada asta. N-am timp, dar îmi doresc foarte mult, dar cu siguranță voi fi cel mai bun din lume. O să-l iubesc cel mai mult, a spus Jador.